E haios, e inedit. Da. Nu se mai joacă niciun spectacol pentru întuneric. Exact. Și pe lumină ca și cum ar fi întuneric și invers. Nu, da, e foarte bună. Nu se mai joacă niciun spectacol cu noi pentru întuneric. Ana, de curent. Stai. Unde am pus chibriturile? Trebuie să fie în oasa cu băuturi. Bine, vin. Unde ești? Aici. Cosmin, spune-ne cum ai gândit tu conceptul spectacolului de a juca în întuneric și, mă rog, invers. E foarte greu să găsești un text bine scris în zilele noastre. Am tot căutat, am tot citit și am ajuns la domnul Peter Schaeffer, care a scris o piesă extraordinară din punctul ăsta de vedere. Este foarte bine scrisă, cu o situație extraordinară de a pune actorii să joace pe întuneric atunci când este lumină pe scenă. Nu, în seara asta nu cred că e o idee prea bună, sunt teribil de ocupat și uitam într-un păstam. E vorba de afaceri. Te sun eu mâine, nu pot să execut la telefon. La revedere! Ajutor! Săriți! Să vă ajute cineva! Da! Vreau să anunț o pană generală. La numărul 18, Scarlatti Gardens, Miller. Șt, Miller mă numesc! Eu știam din facultate de text, am căutat în, după ani textul și m-am amuzat de prima dată. Și este foarte bine scris, situațiile sunt ofertante, este comedie de la un capăt la altul și era un text foarte, foarte bun pentru actori, adică un text pe care, în care actorii efectiv aveau ce să joace și a fost o mare bucurie pentru mine să aleg o distribuție. Din punctul meu de vedere este cam cea mai bună distribuție de 7 oameni care puteau să joace textul ăsta. Știam eu că o să fie cea mai proastă noapte din viața mea. Vreodată de un neamț pe nume Georg Bamberger? E cum să nu? Nu e cel mai bogat om din țară? Ba da! Și în seara asta vine pe la noi. În seara asta aici? Mhm, da. Milionar și complet surd. Incredibil. Auzi, pot să vă întreb de ce vine? Eu am venit ultima în distribuție, cu 2 săptămâni înainte de premieră și... Da, și n-am mai plecat. Ați rămas, da, cu mine. Vreau să zic că acest spectacol este contribuția noastră a tuturor, este echipa și cred că asta contează cel mai mult. E o echipă care s-a adunat încet, încet, cu greutăți, cu bucurii, cu probleme. Paștele în moți. Tati? Te tu? Voi stai acolo, de casă. Cocoașă? Tătăticule! Aici suntem! Cocoașă! Aici, tătăticule! Pentru Dumnezeu, aprinde o lumină ceva! Am repetat de pe la ora 11 și jumătate noaptea până la 2-3 dimineața. Cam în fiecare seară la Godot. Eram pe întuneric și trebuia să avem, da. Noi jucăm numai la ora 22 la Godot, pentru că trebuie să fie întuneric total și este greu să facem lumină la ora 20 vara. Oameni care vin la ora 22 într-un teatru cafe, trebuie să râdă, trebuie să se bine dispună, iar dacă mai este și un text atât de bine scris și 7 actori care zic că s-au descurcat foarte bine în acest proiect, nu are cum să... Stai cu minte, că nu știu dacă trebuie să le țin de capătul potrivit. Dar ce-a fost asta? Cred că textul prinde foarte bine la oameni. Adică, pentru că e un text foarte bine scris, cumva, la un moment dat, prinde ceva, mă rog, din public. Și pentru că eu am simțit și de fiecare dată, de fapt, că publicul vine
cu tine. Da, e un spectacol, nu știu, noi ne-am distrat foarte tare și la repetiții și cred că e important, dacă ne-am distrat noi, sigur se distrează și publicul și râde. De asta nu suntem foarte siguri. Nu știu, eu așa cred, eu pe asta am mizat. A fost ok. Până acum, da, n-am avut probleme. Chiar a fost mai mult decât ok. Panoul electric e lângă contorul de gaze, sunt lipite și sunt chiar aici! Și ce? Penele de electricitate pot afecta conturul de gaz. Sunt celebre gazurile, au stopincul de ele. Eu nu am auzit niciodată de așa ceva. Nici eu. Credeți-mă pe cuvânt, e extrem de periculos să dai drumul la un foc deschis în camera asta. Așa e, așa e, taticule. Prin red perfect de dreptate și eu am auzit de chestia asta. Păi și de ce nu mi-ai spus nimic până acum, Gogoașă? Cred că oamenii vor plăcea acest spectacol pentru că personajele sunt foarte bine definite de către autori, sunt cărnoase. Și sunt foarte multe răsturnări pe parcursul textului. Încă de la început, personajul principal se confruntă cu o situație absolut terifiantă pentru el, pentru că el își așteaptă vizita unui milionar în condiția lui umilă în care se află ca și artist. Ceea ce nu e deloc absurd oricum. Da, da. Și... Păi, dar nu mai uita din casă, lasă-i să vină să vină spectacolul. Păi da, adică spune-le doar atât, să ei să fie aici în orice sâmbătă sau duminică la ora 10 și să înțeleagă, nu știu, că noi venim cu valul și ei trebuie doar să se urce pe el, nu? Avem și o pagină de Facebook în cazul în care mulți dintre voi doriți să socializați cu noi. Comedie neagră după Peter Schaeffer. Da. Eu sunt sigură că nu o să vreți să socializați cu noi. Mă rog, dar prin absurd presupunând, ne găsiți pe Comedie Neagră, Peter Schaeffer. Și acest spectacol a ieșit frumos pentru că a fost Ișvan Teglaș, Cosmin Purice, Mihai Smorândache, Ana Lazăr, Marius Chivu, Andreea Samson, Alina Popescu și Mădălin Mandin. Mai să mai zică și ea. Smarandache, nu Smorândache, Smarandache. Mulțumesc. Serios? Nu cred. Ce am să spun e cu totul diferit. Complet diferit. Total diferit. Adică... Doamne, stai puțin. Dumneata e sigur, domne, de tot ce e duce acolo? Domnule! Bisei, mai precis ce vrei să spui. Eu nu mă simt foarte bine, sufăr de sinuzită și pe această cale caut un doctor orelist. Sunt trei. Și un doctor. Mă iertați, am să mă duc puțin până afară, dar... Serios vorbesc, i-am cunoscut eu înainte de spectacol. Deci acest spectacol, în această seară, am jucat în condiții foarte grele, Smarandache, da? Nu, serios, este un proiect foarte fain, mă simt foarte bine... Manu, mă simt uneori bătrân și îmi pare rău. Cred că este cea mai tânără distribuție de Comedie Neagră din... deci, sigur, este cea mai tânără distribuție. Toate micile ore ale dimineții, fără să mă satur, s-ar fi săturat oricine, toată sporovoia ta tâmpită despre femei, una după alta, de parcă tu ești singur om cu probleme din lumea asta! Ignoră, dragule, am apucat-o istericată. Ba tu ai să fii ignorată, Clea. Că despre tine și păduc era la mic, o să spun că vă meritați unul pe celălalt. Domnule, dacă băiatul ăsta nu e scrântit la cap, eu când vorbesc, eu nu știu ce vorbesc, domnule! Păi, când te-am întrebat eu cum era fata asta, eram exact aici, în camera asta, și mi-ai spus să era pictoriță, deșteaptă, cinstită și caldă ca... Am un sloi de gheață, dar asta mi se vârst. Ce dracu mai ești cu asta? Zogăr! Ia! Aveți cumva mereu la dumneavoastră o lanternă? În general, ia! Aveți o întâlnire privată? Nu! Eu tot mai plecat! E un spectacol celebru la Teatru Bulandra. Prima dată s-a montat prin 67. 67 și, dacă nu mă înșel, Ștefan Bănică juca rolul lui Ișva. Și dacă un spectacol ca ăsta ține în timp, și este datorită textului și datorită actorilor.